Vă salut la o nouă videoconferință organizată în formatul UDBase Cafe, deja un format consacrat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, dat fiind faptul că este deja al 14-lea eveniment. Și mă bucur că am reușit astăzi să ne reunim în format online pentru a discuta de fapt unul din subiectele de actualitate care a fost intens abordat în ultima săptămână, legat de organizarea procesului de vot în diaspora pentru alegerile parlamentare anticipate. Înainte de a începe, aș dori să mulțumesc vorbitorilor noștri pentru că s-au alăturat la această discuție și să mulțumesc de asemenea partenerilor noștri, Fundația Hanseidel, care susține aceste evenimente. Totodată vreau să menționez că discuția de astăzi este în format live pe privesc.eu și Realitatea Live, dar și pe pagina de Facebook a Institutului pentru Politici și Reforme Europene, iar urmăritorii noștri pot profita de această ocazie pentru a adresa întrebări către vorbitorii noștri și măsura în care aceste întrebări sunt relevante pentru discuția de astăzi, eu le voi prelua și adresa vorbitorilor. Așadar, zic să trecem propriu-zis la discuția noastră, la subiectul discuției de astăzi. Și înainte de toate aș dori să prezint vorbitorii noștri care vin atât de la instituțiile publice cât și din partea societății civile. O să încep cu domnul Eugen Revenco, secretar general Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. De asemenea, avem alături de noi pe domnul Alexandru Berlinski, care este șef al secției managementul alegerilor în cadrul Comisiei Electorale Centrale, doamna Elena Prochnitsky, secretara Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte și directoarea adjunctă a DEP, de asemenea, domnul Pavel Postică, manager de dezvoltare și evaluare Promolex, dar și Dumitru Vicol, care este analist asociat IPRE, dar astăzi mai degrabă este reprezentantul comunității Adoptă un Vot și respectiva diasporei, vocea diasporei în cadrul discuției de astăzi. Așadar, eu zic putem da startul discuției și aș dori pentru început să menționez că vom avea un panel introductiv în care vorbitorii vor adresa un mesaj de început în limita 5-7 minute legat de subiectul discuției, după care vom trece la sesiunea de întrebări și răspunsuri, sesiunea de dezbateri. Îi voi oferi pentru început cuvântul domnului Eugen Revenco de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și o să rog pe domnul Revenco să se refere la, de fapt, acțiunile premergătoare acestui proces, acestei hotărâri, de fapt, adoptate cu privire la numărul și amplasarea secțiilor de votare, care au fost acțiunile premergătoare întreprinse de Ministerul Afacerilor Externe pe această dimensiune în ultimele săptămâni, pentru că despre asta se discută mai puțin, dar la fel este relevant și important ca publicul nostru să le cunoască. Bună ziua tuturor! De fapt, știți foarte bine că actorul principal, cel care ia deciziile pentru deschiderea și secțiilor de votare ca număr și amplasarea lor geografică este Comisia Electorală Centrală. Rolul Ministerului Externe este consultativ. Deci este important, din punct de vedere procedural, ca opinia Ministerului să fie solicitată, consultată, adică mai bine spus, în termen util. În acest sens, noi am imediat a doua zi după adoptarea publicarea decretului privind dizolvarea Parlamentului, am avut întâlniri cu președintele, vicepreședintele și secretarul Comisiei Electorale și am discutat despre lansarea procesului de pregătire pentru procesul electoral peste hotare. Noi, Ministerul de Externe, urma să prezentăm informațiile care sunt prevăzute în codul electoral cu privire la numărul cetățenilor, unde sunt amplasați cetățenii Republicii Moldova. Noi și am evaluat, în egală măsură, posibilitățile noastre de a
asigurat din punct de vedere logistic cu personal, dar și gestionarea acestui personal din aparatul central, din ambasade, pentru a putea organiza liber, corect și sigur alegerile în secțiile de votare care vor fi deschise. Și după ce am acumulat toate informațiile din ambasade, de la ambasadele noastre, noi am rugat ambasadele insistent să consulte organizațiile diasporale, liderii formatorii de opinii din diaspora sau din peste hotare care sunt, și să vină cu propuneri fundamentate de ce și unde ei ar recomanda deschiderea sectorului de votare. Noi, Ministerul de Externe, am luat în calcul rezultate, să mă vin spus, organizarea, procesul, ceea ce am văzut în alegerile anterioare și am venit cu o recomandare către Comisia Electorală Centrală de a mări numărul, cel puțin a dubla numărul de secții de votare, acolo unde noi am văzut o prezență mare a alegătorilor. Ce înseamnă mare? O secție de votare peste hotare poate deservi circa 5.000 de alegători, spre deosebire de secțiile de votare din țară, care cu același număr de oameni în biroul electoral deservesc până în 3.000 de alegători. Deci vă dați seama că presiunea este mai mare și mai mult ca atât, situația specifică este nu doar numărul mai mare, dar și faptul că în peste hotare pentru a vota se introduce manual în lista de votare numele, prenumele, buletinul persoanei sau alegătorului și abia după aceea se aplică semnătura. În timp ce în țară toate listele sunt deja tipărite și se aplică doar semnătura. Deci din punct de vedere a timpului, efortului în același zi, deci echipa de biroul electoral peste hotare, electoral într-o secție de votare peste hotare este mai încărcată, să spunem, este mult mai mare. Pe de o parte este dublu, practic dublu, sau, de numărul de persoane care votează și, într-a doilea rând, este și volumul de scris tehnic, care, cred că asta este o banalitate, poate scrie de 5.000 de ori numele, prenumele și numărul buletinului ca exercițiu. Să vadă cât timp asta durează și cum este acest proces, când este o presiune mare de oameni. De ce noi am rugat? Pentru a păstra liniștea, pentru a respecta totuși regulile de pandemie în țările de acreditare, acolo unde ambasadele noastre au, și nu doar ambasadele, toată lumea a fost martor, presiuni mari, noi am recomandat mărirea numărului de secții de votare. În așa fel, micșorând presiunea asupra biroul electoral, creând sau micșorând rândurile de așteptare și mărind capacitățile de procesare a buletinilor de vot. Acum, un alt element este, noi am rugat Comisia Electorală Centrală să examineze mai atent din perspectiva posibilității dublării numărului de secții, chiar și de la 3.000 de alegători în sus, chiar dacă obligația legală este 5.000, pentru a acorda condiții egale, cel puțin asemănătoare de lucru, pentru membrii birourilor electorale. Pentru că să mărim numărul membrilor birourilor electorale peste hotare, nu putem, deci, dar putem să multiplicăm secții de votare în așa fel încât presiunea pe oamenii, funcționari electorali care lucrează în aceste birouri să fie comparabilă măcar cu cea care este în Republica Moldova. În așa fel, noi am putea să asigurăm sau ar fi asigurate mai bine securitatea procesului electoral peste hotare. Adică am diminuat și presiunea oboselii emotive a oamenilor după o zi plină și încărcată. O opțiune ar fi, de asemenea, diversificarea geografiei, unde să fie secții de votare deschise pentru a micșora presiunea pe unele secții, dar în același timp pentru a permite din
votanților dintr-un anumit bazin să se vină la o secție mai apropiată. Și acestea au fost propunerile esențiale care au fost formulate către Comisia Electorală Centrală. Da, trebuie să confirm încă o dată că chestiunea referitoare la finanțare, noi ne-am oferit să, deoarece situația este neordinară, deoarece procesul este neordinar în acest an cu alegerile anticipate, noi am identificat o sumă de bani care ar putea fi direcționate pentru finanțarea alegerilor. Și acest lucru am informat și Curtea de Conturi, și Comisia Electorală Centrală, și Ministerul Finanțelor. Aparent, din perspectiva Ministerului Finanțelor, lucrurile se pot aranja. Nu avem obiecții la Curtea de Conturi, deci noi am putea acum să procedem mai departe cu organizarea secțiilor de votare. Cred că ar fi un lucru important să vă spun că sunt situații care nu s-au regăsit sau sunt propuneri care, din păcate, nu s-au regăsit nici în prima listă aprobată de CEC și nici într-a doua care a fost. Eu aici voi face o nuanțare. CEC este unica autoritate care decide asupra oportunității deschiderii sectorului de votare într-un loc sau altul și este unica autoritate care conduce alegerile care sunt în țară și peste cutare, deci are răspunderea generală. Noi, Ministerul de Externe, avem o nemulțumire, o îngrijorare care a fost legată de apariția listei de 139 de secții de votare, care a apărut de nicăieri, deci nu s-a cunoscut nicăieri despre aceste discuții, dacă ele au fost. Și mai mult ca atât, această listă, prin conținutul său, repeta unul la unul lista din toamnă, ceea ce nu ținea cont absolut deloc de specificul a cel puțin 10 localități unde a fost un vot masiv. Mai mult ca atât, în acea listă, noi am văzut că s-au păstrat secții cu 67 de alegători care au fost în toamnă și cu 5.000. Unde nu s-a sutenit. Deci, evident, această disproporție, această copiere este greu de explicat. Și asta probabil că a viciat procesul transparent cu care ne-a obișnuit pe noi interior Comisia Electorală Centrală. Același lucru probabil aș putea să-l spun și despre a doua listă. Iarăși membrii CEC pot să decide când, cum propun, cum negociază în interior listele, cum decid amplasarea geografică, dar transparența presupune că lucrurile trebuie să fie cel puțin înțelese, dacă nu comunicate din timp, modul de gândire, de organizare. Deci, de aceea, apariția listei peste câteva zile, unei liste noi, cu modificări pe care noi le-am văzut online, nu ne-a permis să ne expunem. Deci, întrebarea e bine sau nu e bine. La prima vedere, bai, pe unde da, pe unde nu. Dar realitățile sunt în felul următor. Noi s-au propus deschiderea unor secții de votare pentru a ajusta ușor geografia. Însă, după ce am reușit noi să vedem această ajustare geografiei, vă spun în felul următor. Noi avem posibilități să deschidem la zero costuri în același loc câteva secții de votare. Atunci, la ce bun este să delocalizez, de exemplu, din Mestre în altă parte, dacă noi avem disponibilități acolo să organizăm la zero costuri. Sau din Parma avem aceleași oportunități. Acum îmi vine greu să-mi amintesc toate ocaziile. Și noi cred că vom face un demers de clarificare la Comisia Electorală Centrală, ca lucrurile să fie cunoscute și din perspectiva și gestionării finanțelor publice, dar și din perspectiva transparenței, că noi trebuie să fim cât mai deschiși cu Comisia Electorală Centrală și trebuie să le semnalăm tot ceea ce avem, pentru că ei răspund, într-adevăr, și de finanțe, de cheltuieli, de ele să fie raționale, cât și de organizarea însăși a procesului în general și în fiecare secție în particular. Deci ei au toată răspunderea, noi suntem un braț
extern care îi acordăm toată asistența, logistica, cu toate capacitățile pe care noi le avem. De altfel, cred că cunoașteți că astăzi la Curtea de Apel se examinează un număr de acțiuni înaintate de mai multe partide politice și Ministerul de Externe împreună cu Guvernul și cred că sunt atrași ca părți terțe. Din păcate, din cauza unor disfuncții în sistemul de comunicație electronice care nu țin de nici de Ministerul de Externe, nici de Curtea de Apel, mesajele au venit mult prea, nu au ajuns la destinații, de ce noi vom transmite acum în scurt timp, vom transmite referința noastră pentru Curtea de Apel și din păcate eu nu voi reuși nici să merg nici încolo, doar dacă va fi după orele 3, poate eu mă voi aranja să ajung la Curtea de Apel. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Revencu, pentru precizările și pentru mesajul, de fapt, pe care l-ați transmis. Vom reveni cu siguranță deja la sesiunea de întrebări-răspunsuri pe punctual, pe mai multe aspecte. Acum aș dori să-i ofer cuvântul domnului Alexandru Berlinski de la Comisia Electorală Centrală pentru ca să trecem în revistă, de fapt, și alte aspecte importante pentru fundamentarea discuției, aspecte de ordin legal, legat de deschiderea secțiilor de votare și aspecte de ordin bugetar financiar, pentru că și aici au fost multe dezbateri și, de fapt, mai multă claritate ar fi binevenită, cred, în startul discuției de astăzi. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc mult pentru invitația și posibilitatea de a participa la această masă rotundă. Eu o să încerc să vin succint referitor la acțiunile care au fost întreprinse de către Comisia Electorală Centrală în deschiderea acestor secții de votare. Țin doar să reamintesc că la data de 5 iunie Comisia Electorală Centrală, prin hotărârea 4966, a adoptat acea listă de secții de votare. Inițial, ea a fost un proiect de hotărâre care cuprindea 162 de secții de votare. Această listă a secțiilor de votare a fost expediată în adresa Ministerului de Externe pentru a avea un aviz, însă în cadrul ședinței, care este și publică, au fost operate mai multe propuneri de modificare, care în final acea listă de 162 de secții de votare a ajuns la 139 de secții de votare. Acțiunile care au fost întreprinse de către Comisia Electorală Centrală au fost exhaustiv descrise în acel text al hotărârii. Nu cred că are sens acum eu să mă repet pentru fiecare acțiune în parte. Ulterior, la data de 8 iunie, a fost adoptată o hotărâre, este vorba de acea hotărâre 4964, prin care au fost operate modificări la hotărârile din 5 iunie. S-a venit cu modificări atât pe partea de număr secțiilor de votare, cât și pe partea de geografie. În urma modificărilor au fost adăugate 9 secții de votare și au fost excluse alte 2 secții de votare. Dacă să vorbim numeric, din Grecia, Atena, a fost, din acele 2 secții de votare a rămas cu, sunt 2 secții de votare, a fost excluse secții de votare. În Franța au fost adăugate suplimentar 2 secții de votare, acolo unde au fost probleme și unde s-au fost finalizate cele buletine de vot, acele 5.000 de buletine de vot. În Germania au fost adăugate alte 3 secții de votare, pe lângă cele care deja se regăsau în hotărârea inițială. O secție de votare a fost adăugată și în Italia, pentru a un pic a mai fluidiza numărul de alegători. Și o secție de votare a fost exclusă din România, este vorba de orașul Oradea, dat în faptul că acolo s-a înregistrat sau a fost un număr mic de alegători. Țin să menționez faptul că în cadrul alegerilor prezidențiale din anul 2016, și aici o să mă refer la turul întâi al alegerilor, în afara țării nu au fost înregistrate careva probleme ce aș ține de organizarea alegerilor și mă refer aici la numărul buletinilor de vot. Cu regret, în turul al doilea au fost constatate
11 secții de votare, s-a atins acea limită maximă de 5.000 de buletine de vot, iar la o secție de votare s-a aproximativ, deci vorbesc de Paris, a doua secție de votare, a fost 4.859 de alegători, adică de asemenea s-a ajuns la pragul de aproape 5.000 de alegători. În hotărârea din 8 iunie prin care s-au propus modificări, practic la aceste secții de votare au fost suplinite cu încă o secție de votare ca să suplinească sau ca să evităm cazurile când se finalizează buletinele de vot. Încă o dată vreau să repet, pentru că e un lucru important, în turul întâi al alegerilor prezidențiale din anul 2020, Comisia Electorală Centrală nu a întâmpinat dificultăți în acele 139 de secții de votare deschise în afara țării. În turul al doilea, într-adevăr, au fost probleme. Aici, pe partea tehnică, pe partea financiară, este cunoscut faptul că până în prezent, Guvernul Republicii Moldova a alocat 70 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor. Comisia Electorală Centrală urmează până la data de 20 iunie, atunci când deja vom cunoaște cu exactitate numărul funcționarilor electorali care vor fi antrenați în organizarea și desfășurarea alegerilor, pentru că până pe data de 15 iunie Consiliile Electorale de Circumscripție urmează să constituie acele birouri. Respectiv, noi în intervalul 15 iunie-20 iunie vom cunoaște cu exactitate care va fi numărul de funcționari antrenați în acest scrutin. Uitați-vă, până la data de 20 iunie, Comisia Electorală Centrală urmează să adreseze un demers în adresa Guvernului cu calculul exact de câți bani ar mai fi nevoie suplimentar la cele 70 de milioane de lei care deja au fost alocate. Menționez faptul că prin hotărârea sa, Comisia Electorală Centrală a aprobat un deviz de cheltuieli estimativ de circa 125 de milioane. Din acel deviz de cheltuieli reiesă că necesar pentru materialele anti-COVID, dar cea mai mare parte a bugetului care a fost aprobat, nu o să greșesc dacă o să dau o cifră de peste 70 de milioane, urmează să fie achitată acea indemnizație pentru funcționarii electorali care urmează să fie antrenați în scrutin. Menționez faptul că în cadrul unui scrutin național, Comisia Electorală Centrală antrenează în acest scrutin peste 20.000 de funcționari electorali. Atât, mulțumesc! Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Vom continua dezbaterea și o să-i ofer cuvântul doamnei Elena Procnischi, secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, coaliție care a venit luni cu o reacție, cu un apel, de fapt, către Comisia Electorală Centrală și a venit și cu o serie de recomandări legate de hotărârea adoptată de către CEC sâmbătă, data de 5 iunie. Elena, o să te rog pe scurs să ne prezinți, de fapt, care au fost principalele constatări, concluzii ale acestui apel și ce solicitări au existat în adresa organelor competente. Mulțumesc mult, Mihai. Pentru început vreau să zic că subiectul deschiderii secției de votare peste hotare Republicii Moldova, dar și în regiunea Transnistreană, este unul deosebit, este unul sensibil și unul cu adevărat la care coaliția îl monitorizează de mai mulți ani. Și explicația este că am asistat la mai multe scrutine la situații când drepturile electorale ale cetățenilor noștri de peste hotare au fost încălcate. De aceea și în acest an noi am sperat foarte mult că Comisia Electorală Centrală va organiza un proces mai bun, deci va utiliza experiența pozitivă de anul trecut legată de deschiderea secției de votare peste hotare, care a fost un proces relativ transparent. Însă ceea ce am observat cu toții este că discuțiile dintre Ministerul Afacerilor Externe și Comisia Electorală Centrală și în general acest proces de identificare a secțiilor, a numărului și locațiilor secției de votare și de aprobare a acestor secții a fost unul
total netransparent. Comunicarea dintre minister, așa cum ne-a confirmat și reprezentantul ministerului și CEC, a fost una sporadică, a fost una inaccesibilă publicului și eram în... Deci, practic, toți cei care urmăreau acest proces nu înțelegeau ce se petrece. De fapt, ne așteptam de la CEC ca după data de 26, când s-a încheiat vecerea prealabilă, CEC-ul să vină cu o propunere către Ministerul de Externe cu un număr estimativ al sexelor de votare, după care să solicite, solicitând avizul Ministerului și să prezinte informația și guvernului solicitând și o susținere financiară. Ceea ce am văzut noi este, practic, acest proces s-a desfășurat în spatele ușilor, iar proiectul din 5 iunie, acel proiect de hotărâre prin care se propuneau deschiderea 162 de secții de votare, la fel, nu a fost făcut public. Deci, în poziția sa publicată pe data de 7 iunie, Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte a menționat această lipsă de transparență a procesului de deschidere a secției de votare peste hotare, dar de asemenea a condamnat decizia ilegală și responsabilă a Comisiei privind deschiderea celor 139 de secții de votare peste hotare. Și de ce? Am să explic de ce. Această poziție a Coaliției s-a bazat pe mai multe constatări. Deci, în primul rând, Comisia nu a ținut cont de cele trei criterii prevăzute de codul electoral pentru stabilirea sectorului de votare peste hotare. În motivarea deciziei din 5 iunie, care altfel, am să-l contrazic aici pe domnul Berlinski, nu descrie foarte clar care este motivarea CEC-ului de a deschide cele 139 de secții de votare. Deci în această decizie, practic, CEC își exprimă dezacordul cu lipsa de exactitate a unor criterii din cele incluse prevăzute în codul electoral, însă aceasta, în opinia noastră, nu este o scuză din partea CEC-ului, pentru că CEC a avut la dispoziție mai mult de jumătate de an să stabilească, să identifice eventual noi criterii, nu să identifice, dar să stabilească un algoritm care să permită utilizarea acestor criterii. Deci, nici decizia din 8 iunie, la fel nu respectă cele trei criterii, deci ea rămâne la fel de ilegală, în opinia noastră, ca și decizia din 5 iunie. La fel, ce am observat, deci o altă constatare a Coaliției este că CEC a aplicat neuniform legislația în vigoare privind deschiderea secției de votare peste hotare și în localitățile din stânga Nistrului. Atunci când, peste hotare, noi deci vedem că numărul de înregistrări prealabil a crescut cu aproape 40.000, comparativ cu anul precedent, deci doar 40.000 de înregistrări au fost depuse, solicitări de înregistrare au fost depuse în acest an, iar participarea alegătorilor de peste hotare a crescut cu practic aproape 80.000, CEC-ul menține exact aceleași număr de secții de votare, iar atunci când s-a discutat despre deschiderea a două secții de votare suplimentare în regiunea transnistreană, unde au participat doar cu 37.000 mai mulți alegători la scrutinul din anul 2020 comparativ cu cel din 2019, sunt deschise două secții de votare, sunt prezentate demersurile din partea apeleurilor, pe când demersurile din partea diasporei, care au fost numeroase, sunt disconsiderate, sunt puse trecute cu vederea. La fel, deci noi considerăm că CEC, prin acțiunea sa, prin hotărârea sa de data de 5, dar și cea din data din 8, a acționat în mod deliberat împotriva interesului alegătorilor aflați peste hotarele țării, care și-au exprimat intenția de vot. Deci, practic, CEC, prin decizia sa, a încălcat drepturile electorale acestor alegători, care acum se sunt, practic, discriminați în comparativ cu alegătorii din țară.
Motivarea că nu există resurse financiare, așa cum a zis-o și reprezentantul Ministerului, deci ea nu ține, pentru că resurse, Ministerul nu odată a venit cu poziția că poate că această acoperire financiară este posibilă, mai ales dacă ținem cont că din experiența recentă de organizare a alegerilor în Republica Moldova, deci niciodată devizul de cheltuieli sau bugetul inițial solicitat de către CEC, decât de la guvern, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, nu a fost utilizat în totalitate. Deci, practic, el era utilizat la 70-80%. De ce? În apelul nostru, noi am îndemnat CEC-ul să modifice în mod urgent hotărârea, privind hotărârea din 5 iunie, și să aplice cu bună credință cele trei criterii prevăzute în codul electoral, prin stabilirea a cel puțin 150 de secții de votare, pentru că acest număr de 150 de secții de votare, în primul rând, a fost inițial bugetat de CEC și, într-a doilea rând, ar fi acoperit, deci ar fi permis deschiderea a cel puțin încă o secție de votare în cele 11 locații unde s-au epuizat buletinele de vot în turul 2 de scrutin al prezidențial. Vă mulțumesc. Mersi mult, Elena. Mersi tare mult. O să rog acum pe domnul Pavel Postică să ne spună, în opinia lui, în ce măsură au fost luate în calcul cele trei criterii care sunt incluse în codul electoral și care sunt utilizate la stabilirea secțiilor de votare și, în același timp, de ce sau care ar putea fi motivul din care am asistat la reacții diferite venite în partea Ministerului Afaceri Externe și a Guvernului față de hotărârea Comisiei Electorale Centrale, reacții de, practic, reacții de, cumva, sau sugestii de modificare a hotărârii aprobate sâmbătă 5 iunie. Da. Mulțumesc mult pentru invitație de a participa la această discuție publică. Într-adevăr, subiectul constituirii secțiilor de votare peste hotare, dar și în țară, este un subiect destul de sensibil, care a strânit de fiecare dată diverse polemici, a strânit de fiecare dată critici, dar și pe alocuri, așa cum a menționat și Elena, foarte puțin laude sau aprecieri din partea organizațiilor neguvernamentale atunci când s-a încercat să se meargă pe anumită cale corectă. Eu vreau să atrag atenția la câteva aspecte, din punctul meu de vedere, importante. Cu regret, și zic lucrul ăsta, cu regret, autoritățile publice tind să utilizeze mecanismul de încălcare a legislației și actelor normative în calitate de scuză atunci când nu vreau să adopte decizii sau când sunt influențați de anumite circunstanțe, în special politice. Și acest lucru trebuie să fie recunoscut de toată lumea. Scuzele banale pe care le auzim de fiecare dată la Comisia Electorală Centrală, Ministerul Afacerilor Externe, Guvern, etc., etc., că vezi, Doamne, noi am bugetat bani pentru 150 de secții de votare și de fiecare dată am deschis mai puțin, nu ține. Nu ține, pentru că să ne acoperim cu o scuză că încălcăm legea, încălcăm propriile decizii, propriile hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale, nu este ok. Noi nu trebuie să tolerăm lucrul ăsta. De asta am zis de fiecare dată că noi toate calculele trebuie să le începem la ceea ce este bugetat. Ceea ce este bugetat, asta este minimul rezonabil necesar care urma să fie constituit. 150 de secții de votare, asta este acel minim care era obligatoriu din punct de vedere moral pentru Comisia Electorală Centrală. Și ei lucrul ăsta nu l-au făcut. Al doilea aspect pe care am vrut să-l atrag atenție ține de acele trei criterii, sau cum ați zis, dacă s-a ținut cont de ele. Nu s-a ținut. Nu s-a ținut atunci când o prezență enormă la vot, la turul 2 de scrutin, la alegerile prezidențiale din 2020, noi am văzut număr enorm de înregistrări prealabile
pentru scrutinul anticipat și noi am văzut că Comisia Electorală Centrală a luat copy-paste și a pus exact aceleași secții de votare ca și în scrutinul precedent. Întrebarea mea este către Comisia Electorală Centrală și toți cei membri Comisiei Electorale Centrale care au votat pentru această decizie, cum au ținut ei cont de aceste două criterii: înregistrarea prealabilă și prezența la vot la ultimul două scrutin. La ultimul scrutin. Răspunsul o să fie simplu, că ei nu au ținut cont. Mai mult ca atât, acest răspuns se poate fi identificat foarte leger în discuțiile care au fost în procesul de adoptare a deciziei de majorare, între ghilimele, a numărului de secții de votare cu încă 7 unități. Iarăși, nici măcar până la cele 150 care s-au angajat din punct de vedere financiar. Ei atunci au spus foarte clar. Asta a fost o decizie de consens. Ceea ce înseamnă? Că este o decizie politică. Și noi de fiecare dată am optat ca Comisia Electorală Centrală să fie un organ apolitic, independent. Și cu regret, suntem în situația în care trebuie să recunoaștem un lucru foarte clar. Deschiderea secțiilor de votare peste hotarele țării nu este o chestiune de legalitate, prevederi, normative, etc., dar este o chestiune de consens, cu regret, politic, între diferite entități sau actori care participă direct sau indirect în procesul de luare a unei astfel de decizii. Și aici eu aș vrea să mai atrag atenția la un singur fapt. Azi am prezentat un raport în care am scos în evidență punctele noastre de vedere sau simulările noastre reieșind în aceleași cifre care le-a prezentat Ministerul de Externe, care au fost prezentate de către Comisia Electorală Centrală în ceea ce privește prezența la vot la ultimul scrutin și înregistrarea prealabilă. Și am reușit să suprapunem anumite chestiuni și am văzut că oricum sunt anumite țări sau conaționalii noștri din anumite țări sunt dezavantajați sau alte sunt avantajați de modul în care a fost decisă geografie și amplasarea secțiilor de votare peste votare. Evident că este complicat să pui pe balanță unde e deschis sau unde nu deschis, pentru că este vorba și acolo și acolo, peste tot este vorba de cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot. O decizie în acest sens trebuie să fie, dar dacă această decizie era bazată strict pe prevederile legale, eu cred că absolut nimeni, dar nimeni, nu ar fi avut nicio pretenție față de Comisia Electorală Centrală și acei membri Comisiei Electorale Centrale care au votat într-un fel sau altul pentru deschiderea sau din contra nedeschiderea secțiilor de votare într-un număr care ar fi fost necesar. Eu aș vrea să mai atrag atenție încă la un aspect, pentru că noi am vorbit despre cele 150 de secții de votare, estimări, chestii, nu contează, dar ele au fost adoptate printr-o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale care nu a fost contestată de nimeni absolut. În mod normal, dacă s-a decis revizuirea sau decizia de revizuire în scădere a numărului de secții de votare, în mod normal trebuia să fie inițiată în primul rând modificarea acelei hotărâri care spunea că hai să deschidem 150 de secții de votare. Și invers, evident, aceeași situație. Dacă se decide majorarea numărului de secții de votare, hai să procedem la modificarea estimărilor sau hotărârii care a fost adoptat. Pentru că vrem noi sau nu, dar hotărârea Comisiei Electorale Centrale este act normativ care este obligatoriu spre executare. În primul rând pentru membrii Comisiei Electorale Centrale. Ziceam de estimarea pe care am făcut-o noi și am văzut foarte clar că, în mod normal, sau cu regret, dar tradițional, sunt dezavantajați de modalitatea de deschidere a secțiilor de votare concetățenii noștri din Germania, Marea Britanie, Franța. Avantajați sunt concetățenii noștri din Statele Unite ale Americii, România și Federația Rusă. Deci cam astea sunt principalele țări unde
cetățenii noștri fie sunt avantajați, fie sunt dezavantajați de modalitatea în care s-a decis deschiderea secțiilor de votare peste hotare. Și foarte multă lume face acum comparații cu regiunea transnistreană și deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistreană. Și aici iarăși este o bilă neagră în adresa Comisiei Electorale Centrale, pentru că absolut niciun indicator din cele prevăzute de legislație nu ar fi sugerat ideea majorării numărului de secții de votare în regiunea transnistreană, dar aici e o decis majorarea numărului de secții de votare. Ceea ce nu au făcut în cazul secțiilor de votare peste hotare. Deci scuzele astea că, uite, într-un final, prin a doua hotărâre, noi am majorat cu 7 unități, asta nu ține, pentru că oricum nu s-a ajuns la acel indicator minim de 150 de secții de votare. Și mai sunt câteva chestiuni care aș vrea eu să le subliniez, țin de care sunt pericolele principale în urma decizii de deschidere arbitrare, hai să zicem așa cum este, arbitrare numărului de secții peste hotarele țării. În primul rând este discreditată noțiunea de înregistrare prealabilă, pe care o promovează tot Comisia Electorală Centrală. Al doilea rând, evident că apar suspiciuni rezonabile privind partizanatul politic al unor membri ai Comisiei Electorale Centrale. Și iarăși nu trebuie să ne ascundem după deci, asta lovește direct în independența și imaginea instituției. Evident, putem prezuma și avem suspiciuni rezonabile că în anumite secții de votare, într-adevăr, iarăși cu regret vor fi cozi a cetățenilor Republicii Moldova care vor vrea să vină să-și exercite dreptul de vot și sper eu să reușească tot să fac acest lucru și să nu avem situația de la ultimul scrutin când nu s-au ajuns buletinii de vot. Care sunt propunerile noastre pentru moment, dar foarte rapid? În primul rând, eu cred că noi trebuie să revizim formula de atribuire a geografiei sau amplasării geografice a secțiilor de votare peste hotare. Din această formulă sau din această ecuație să fie scoase misiunile diplomatice, în sensul în care cheltuielile pentru ele cel mai probabil pot fi preluate și acoperite de către externe și doar secțiile suplimentare să fie în baza unui buget suplimentar. Că restul noi știm că avem 42 de misiuni diplomatice sau consulare unde de regulă deschidem secțiile votare, asta e lucru bine cunoscut. Hai, ceea ce e în plus, pentru aceea bugetăm, alocăm resurse financiare suplimentare și pe cele le luăm în calcul în baza unei formule foarte clare, care, iarăși, repet, trebuie să fie descris în lege, nu doar în regulamentele Comisiei Electorale Centrale. Și ultimul lucru, care foarte rapid, toată această poveste cu deschiderea secțiilor de votare peste hotare în regiunea transnistreană, încă o dată ne duce la gândul că mecanismul și modalitatea de numire a membrilor Comisiei Electorale Centrale în funcțiile pe care le dețin. Pentru că vrem noi sau nu, dar trebuie să fie micșorat sau minimalizată influența politică asupra unor decizii pur tehnice care trebuie să fie luate de autoritățile publice, în speță Comisia Electorală Centrală. Îmi pare rău că am fost poate un pic mai dur ca de obicei în exprimări, poate în raport cu Comisia Electorală Centrală ca instituție, dar aici vreau să atrag atenția că criticile mele de cele mai des ori merg înspre acele persoane care au fost implicate în procesul de luare a deciziilor și nu asupra tuturor funcționarilor electorali care în marea lor majoritate cu onestitate și cu bună credință și desfășoară activitatea pe care o au și misiunea pe care o au să o îndeplinească. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu. Acum o să-i ofer cuvântul Dumitru Vicol, care este astăzi reprezentantul diasporii în cadrul dezbaterii noastre. Și Dumitru, să te rog să ne spui de fapt care a fost pulsul în rândul diasporii odată cu recepția. Da, mersi, Mihai. Cumva lecturarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale și de fapt cum ai perceput tu ca membru a diasporii această hotărâre? Mersi, Mihai, pentru invitație.
Cumva îmi pare rău că acum toate creșurile duc pe domnul Berlinski, care probabil mai puțin are de luat dânsul crucea asta, dar aș fi vrut să văd pe iubitul meu, dr. Maxim Lebedinski, și n-am nicio problemă să o apostrofez, pentru că istoria cu Maxim Lebedinski se începe încă de 2016. O istorie direct între el și diaspora, probabil. Domnul Postică, probabil, nu o să mă lasă, își aduce aminte că mulți dintre noi din diaspora eram cumva împotrivă la înregistrarea prealabilă, fără să fie ceva concret, un mecanism concret. Spre exemplu, noi erau propuneri, uite, hai să spuneți să fie un criteriu matematic, 300 de înregistrări prealabile într-o rază Y rezultă o secție de votare. Și să lăsăm cumva ce cu să vină un criteriu genul. Dar noi schimb să motivăm oamenii să înregistreze. Am fost foarte critici la înregistrarea prealabilă. Și imaginați-vă că după ceva timp cumva am fost mai modelați, încă, uite, înregistrarea prealabilă funcționează, probabil că ar trebui să dăm o doză de încredere cecului. Și cumva ați văzut toată campania asta de înregistrare prealabilă. La alegerile prezidențiale, aș putea spune, relativ sunt încântat de ce a fost, relativ. Și în turul 2 am văzut direct de la CEC bună dispoziție sau binecredință de a face anumite modificări. De exemplu, de a muta unele scanere dintr-o secție mai puțin aglomerate în altele, de a dubla numărul de cabine de vot. Erau niște lucruri mici care tot se face procesul mai rapid. Cumva mi se creează deja o impresie relativ mult mai bună de CEC decât cum era în 2016. Și brusc, acum, practic, brusc, toată doza de încredere pe care cumva am creat-o în acest timp a scăzut. Pentru că, în primul rând, instrument de înregistrare prealabil e total discreditat. La moment, dacă cineva vine să mă convinc că odată să mă înregistrez prealabil și o să fac campanie pentru asta, eu refuz, atât cât nu există un criteriu clar în care se menționează, te înregistrezi 1000 de persoane într-o rază Y și deschidem două secții ta, alții nu are sens, fiindcă discreditat. A doua lucru, eu cred, din păcate, domnul Postic a zis asta, dar e pur politic, pentru că, din păcate, acest Maxim Lebedinski, el nu știe cum să stai în coadă, 7 ore. Imaginați-vă că unii sunt mai tine, unii sunt mai bătrâni, dar imaginați-vă că e o zi de duminică, unii muncesc 6 ore, alții au salarii mari. Să imaginați-vă, chiar dacă pui, nu știu, de la un salariu minim de 10 euro, la un salariu de, nu știu, 100 de euro pe oră unii, muncești la 6 ore și tu ai practic minim 50-60 de euro în timp tu le-ai pierdut. După aceea în oboseală, a doua zi la muncă. Deci, pentru mine, atitudinea cecului ăsta de a nu deschide secții de votare în anumite zone, cumva, de fapt, eu palmă dată politică. Și din păcate e doar câteva persoane care decid, care fac asta, fac ca impresia să fie super urâtă asupra cecul. Adică este evident, sunt anumite persoane în care le e anumite trebuie să fie apostrofați, nu funcționari electorali, nu ceilalți. Fiindcă atunci când s-a schimbat, când s-a finisat buletin de vot, și atunci în 2016, și acum în 2020, ura celor care tăteau afară se cumva se transpunea peste consul, peste acei funcționari care pur și simplu înregistrau notele, stârgau, înțelegi? Adică cumva toată răutatea se transmitea peste ei. Și imaginați-vă un simplu funcționar consular să iasă în față la 300 de oameni și să primească toată răutatea. E dificil. Ce relații construiește cetățeanul cu ambasada sau cu funcționarul cel consular? Data viitoare când o să meargă la ambasada deodată să zic într-un fel, tu ești cel care n-ai vrut să-mi schizi secții de votare, e cel care n-ai vrut să-mi dai buletinul 5005, de exemplu. Și în cazul ăsta, cumva, aceste persoane politici care sunt partizane, care fac partizanat politic, cumva distrug imaginea întregului sistem, distrug imaginea și relația dintre simpli cetățeni cu autoritățile. Dar din cauza asta, cumva, mă bucur că de la domnul Revencu se vede deschiderea, de a deschide secții de votare mai multe,
se vede de la domnul prim-ministru, se vede, și cumva există așa o bătălie de viziuni între check și non-check. Și, din păcate, domnul Berlesc îți trebuiască să ia peste dânsul astăzi, dar evident că vina este alt parte, în câteva persoane concret din comisie. Mersi, Dumitru. Înainte de a-i oferi cuvântul domnului Berlinski pentru a răspunde eventual la unele comentarii făcute de către colegi. Știu că domnul Postică va pleca la ora 2 sau trebuie să plece la ora 2 și de aceea o să vreau să-i acord una, două întrebări și să dăm startul sesiunii de dezbatere cu intervenția dumnealui. Domnule Postică, atât Dumitru cât și dumneavoastră v-ați referit la la interferența sau la ingerința politicului în această hotărâre adoptată de către Comisia Electorală Centrală și aici întrebarea mea este ce modificări ar trebui aprobate cu privire la mecanismul de desemnare a membrilor CEC-ului eventual pentru ca această ingerință să fie una minimă sau în cel mai ideal caz să nu existe deloc. Asta este prima întrebare. Și a doua întrebare, eventual, legat de cele trei criterii din codul electoral. Am tot observat, de exemplu, în hotărârea CEC-ului adoptată pe data 5 iunie, faptul că a existat recomandarea MAIEU-ului pentru ca să fie luate în calcul mai degrabă primele două criterii legate de numărul de înregistrări prealabile și de numărul de participanți, numărul de votanți la ultimele scrutine și mai puțin informația legată de ultimul criteriu, legat de numărul de moldoveni stabiliți în diferite țări și orașe, pentru că informațiile date nu ar fi actualizate și nu ar exista statistici relevante pe această dimensiune. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Mersi. Eu o să încerc să răspund punctual la principalele întrebări formulate. Legat de mecanismul de numire a membrilor Comisiei Electorale Centrale, noi de fiecare dată, noi cei de la Promolex, de fiecare dată am zis că acest mecanism trebuie să fie modificat. Chiar am propus un proiect de lege referendă în acest sens, în care am zis că toate trei puteri ale statului trebuie să participe la constituirea Comisiei Electorale Centrale. Adică guvernul, parlamentul și instanțele de judecată. Și un membru să fie desemnat de președinte pentru a asigura o imparitate. Și aici deja formula poate fi văzută pe interior, de exemplu, cei din parlament, o persoană să reprezinte opoziția, o persoană să reprezinte majoritatea parlamentară, cei de la guvern, o persoană să fie nominalizată de guvern, cineva să fie de la societatea civilă, de la CSM sau instanțele de judecată, cineva să reprezinte într-adevăr judecători sau procurori de profesie și cineva să fie din domeniul științific a dreptului și deja o persoană nominalizată de președinte. Cel puțin în felul ăsta va fi delimitată sau cumva diluată interferență politică 100% care o avem la momentul de față. Ori vrem noi sau nu, dar 8 membri din nou numiți de parlament, parlamentul fiind o entitate politică, nu putem nici să ne gândim probabil că nu există interferențe politice sau influențe politice asupra membrilor CEC. Pentru că noi dacă o să ne uităm și istoric, chiar și ultimele, chiar și actualmente, o să vedem că anumite partide politice se laudă. Uite, vezi, membru desemnat de noi, facem felul următor. Da, vezi că membru desemnat de voi, face altfel. Și tot așa. Asta înseamnă că anumite influențe asupra membrilor Comisiei Electorale Centrale probabil că există. Și zic acest lucru cu regret. Legat de mecanismul de constituirea secțiilor de votare. Și aici sunt formule și standarde internaționale care pot să vină să facă acest proces mai deschis, mai transparent și mai imparțial sau apolitic, hai să zicem așa. În primul rând, eu cred că o să mă refer la cel de-al treilea criteriu pe care noi l-am criticat atunci când el a rămas. Noi am zis că el nu este obiectiv pentru că depinde de anumite informații care sunt oferite de țări care nu de fiecare dată sunt realiste sau loiale. Dar
Atâta timp cât acest criteriu este prevăzut de lege, noi l-am pus în aplicare așa cum este el și noi am mers, pentru că și aici probabil că membrii Comisiei Electorale Centrale sau cei de la Comisie au încercat să găsească o soluție, care mecanism sau care cifră să fie pusă în aplicare. Cifra oficială prezentată de către externi, cifra estimativă minimă oferită de externi sau cifra estimativă maximă pusă de externi. Noi am mers pe cifra maximă peste tot. Fie că e vorba de Federația Rusă, fie că e vorba de Franța, Italia sau oricare alt stat, noi am mers pe cifra maximă, pentru că aici vorbim de interesul alegătorilor. Și noi am găsit foarte rapid soluție pentru această incertitudine juridică între ghilimele. Cum putem pe viitor, chiar dacă păstrăm același mecanism? Eu cred că este foarte simplu și acest lucru. Atât Comisia Electorală Centrală, cât și Parlamentul ar fi putut sau poate sau vor putea probabil pe viitor să creeze poate o comisie independentă creată din persoane care nu sunt afiliate politic și care să vină cu o propunere foarte exactă către Comisia Electorală Centrală și Comisia Electorală Centrală să o adopte sau să o respingă. Și aici astfel de situații noi am avut, multe dintre ele au fost criticate, dar cel puțin tehnic, astea ar fi soluțiile care la moment ar putea să fie aplicate. Am și eu rude, am prieteni care sunt în afara țării, cunosc realitatea chiar din surse directe. Cu domnul Vicol am avut și o discuție în Londra în anul 2016, imediat după alegerile prezidențiale și cunosc anume poziția dumneavoastră, ce știu că dacă 50 de legători sunt înregistrați prealabil, să fie siguranța că se deschide secție de votare, cunoaștem asemenea situații. În concluzie, în hotărârea din 8 iunie, ea, cât uși de puțin, vine să asigure acel vacuum sau acea lipsă de buletine de vot care s-a constatat în turul al doilea de scrutin. Rugămintea este să chiar să luați acea anexă a hotărârii și o să vedeți că acolo unde s-au finalizat acele buletine de vot, s-a mai suprimit cu încă o secție de votare. Și încă o dată menționez faptul că în turul 1 de scrutin nu au fost probleme pe secțiile de votare în afara țării. Turul al doilea de scrutin, nu contează el că este vorba de alegerile prezidențiale sau este vorba de alegerile de primar. Întotdeauna este o mobilizare mult mai mare. În unele cazuri, dacă vorbesc de alegerile primare în unele localități, rata de participare s-a ridicat până la 70, 80%, pentru că, într-adevăr, este un interes mai mare. În alegerile parlamentare este un singur tur. Până în prezent, de câte ori au fost deschise secții de votare în afara țării, nu a fost niciun caz când în cadrul unui alegeri parlamentare să fie finalizat buletinele de vot în secțiile de votare deschise în afara țării. La final vreau să ne urez succes și baftă nouă tuturor și să depunem maxim efort fiecare dintre noi acolo unde ne aflăm și unde ne desfășurăm activitatea ca acest proces electoral, ca ziua de 11 iulie, să fie asigurat dreptul la vot tuturor cetățenilor. Și în final vreau să mulțumesc pentru criticile aduse. Eu înțeleg cum sunt în adresa mea, sunt în adresa Comisiei Electorale Centrale, sunt aici ca să reprezint această instituție. Nu, deci nu sunt aici să prezint sau să reprezint poziția membrilor care au adoptat această hotărâre, dar sunt în poziția de a veni cu unele completări sau răspunsuri la declarațiile dumneavoastră. Atât, mulțumesc! Mersi tare mult! Domnule Revencu... Să avea o întrebare, dacă posibil. Da. Dar... Eu înțeleg cu secțiile votare asta, dar o să fie mecanismul ăsta, domnul ce mi l-a promis, dar nu știu dacă va fi sau nu, va fi online cumva monitorizarea la câte secții, câte buletini de vot au fost epuizate odată la fiecare oră, mă atraveți datele astea cu siguranță, dar știu că domnul ce mi l-a promis că va face asta public, ca noi să ne putem reorienta, dar nu am auzit noutăți pe partea. Va fi instrumentul ăsta apăsat sau nu? Da, dumneavoastră vorbiți de acea
în regim online parte ce sunt din numărul de legături care sunt în secția de votaj care sunt în afara țării, dar va fi implementat. Noi am început, prima dată a fost utilizat în anul 2016, începând cu 2016 încoace a fost utilizată la fiecare. Nu, eu mă refer per secție de votare. La fiecare oră, per secție de votare, mă atrăvesc datele, câte buletinele au fost epuizate, câte persoane au fost au votat, per secție de votare. Domnul Cimil a promis că va pune per secție de votare, la fiecare oră când vin actualizări la dumneavoastră, le va pune public, ca noi știm că la ora 2, de exemplu, știu că la secția de zona din Londra de Est, deja s-au votat 4.000, respectiv mă duc mai bine afară. Întrebarea era dacă va fi instrumentul ăsta online sau nu, public. Dacă domnul președinte Cimilo a menționat faptul că va fi implementat un asemenea mecanism, nu pot să spun altceva, desigur, sigur că da, va fi implementat. Mersi, Dumitru. Domnule Revencu, de fapt o să reiau un pic întrebarea care am adresat-o și domnului Postică, pentru că mi se pare relevant în contextul în care discutăm despre legalitatea hotărârii Comisiei Electorale Centrale din 5 iunie și repartizarea geografică a secțiilor de votare. Deci noi avem trei criterii în codul electoral, dar în același timp noi știm că cel puțin pe dimensiunea unui criteriu legat de numărul de moldoveni stabiliți în diferite țări, conform datelor oferite de către țările gazdă, nu există foarte multă claritate și, de fapt, relevanța acestui criteriu este una mai mică pentru că nu avem informații actualizate în cazul unor țări și e greu să stabilești numărul acestor moldoveni din cauza că majoritatea au cetățenie dublă. Dumneavoastră, cum vedeți, de fapt, acest cadru legal, aceste trei criterii stabilite în codul electoral, poate ar trebui să existe eventuale recomandări pentru modificarea acestor criterii și care ar fi poziția Ministerului în acest sens? Până domnul Revencu se conectează cu noi, înțeleg că este o problemă tehnică. Noi continuăm, dar revenim imediat. Da, sper că ne puteți auzi. Noi vă auzim ce puțin. Domnul Gălăi, mă auziți? Da, da. La mine ceva s-a întrerupt legătura. Deci, probabil că eu aș fi... Deci, sunt niște situații obiective. Noi nu putem să spunem cu certitudine cât cetățenii moldoveni se află peste hotare. Dispozițiile care au fost scrise au, de fapt, nu țin cont de dispoziții din codul electoral, nu țin cont de doi factori mari, este în primul rând de mobilitatea cetățenilor care, comparativ cu începutul anilor 90, s-a schimbat, este foarte mare. Pe de o parte, noi avem călătorii fără vize, noi avem cetățeni care se bucură de a doua sau de cetățenile duble, triple, care își cum beneficiază, care le dă avantaje suplimentare în mobilitate, nu doar, inclusiv pentru a se angaja la lucru. Noi avem situații absolut inedite, pentru că inedite. Avem situații deja cu cetățeni născuți deja peste hotare, este deja a doua generație care crește peste hotare și într-o doilea rând noi avem situații care țin de strarea cetățenilor. Foarte bine că înregistrarea consulară doar cei care au nevoie să facă așa un document cum se numește emigrarea pentru emigrare autorizată și acest număr este incomparabil de mic comparativ cu numărul de cetățeni efectiv aflați peste hotare. De aceea, în absența
unor instrumente foarte clare, este dificil să găsești ponderea exactă, dar oricum noi cunoaștem în principiu unde avem mai mulți cetățeni. În principiu, eu sunt de acord că nu este un criteriu suficient pentru a stabili matematic unde ar fi mai bine să fie secțiile de votare. Înregistrarea prealabilă, dar acest instrument de ani și se completează cu oameni suplimentari. Deci este greu să spui câtă lume exact s-a înregistrat pentru acest scrutin. Noi doar putem să facem o anumită înregistrărilor prealabile la scrutinul prezidențial cât a fost și la scrutinul, deci făcând diferența, da? Avem atunci doar un număr. Deci acest număr, când noi tare mult nu ne ajută, pentru moment este doar indicativ. Noi nu avem certitudinea că dinamică, același număr se va adăuga la alegerile promite. Nu de naștere niciunui drept, nu creează niciun fel de, nu, să zicem așa, impediment sau restricții, dacă nu ești înregistrat, nici în sens consular, nici pentru alegerile peste hotare. Și atunci, de ce l-am luat în calcul? În Moldova, în țară, noi avem iarăși arondarea cetățenilor la locul de trai este mult mai riguroasă. Și atunci calculele Comisiei Electorale Centrale sunt mult mai exacte și lasă mult mai puțină marjă de interpretare. Probabil asupra instrumentelor de statistică folosite pentru identificarea secțiilor de votare peste hotare ar trebui cumva revăzute ponderea sau poate adaptate. Sau poate chiar să li se dea o valoare juridică suplimentară ca să putem opera cu date, cu cifre mai exacte și să ne îndepărtăm de zona arbitrarului. Pentru că situațiile din toamnă au fost de bine de rău mai fericite. Situațiile de acum au dat naștere unor chiar și examinări sau litigii, contestații în curtea de apel, care sunt foarte vii și văd că mulți concurenți electorali sunt nemulțumiți de acest proces. Alți observatori de asemenea, și chiar și aici am discutat despre un număr de carențe care le vedem. Așa că, dar în paralel, probabil că ar fi cazul să se vadă, să ne pregătim cu instrumente alternative de vot și aceste instrumente alternative trebuie să fie luate în considerație, fie mai multe zile de votare, fie să se implementeze vot prin corespondență, fie să se implementeze vot prin vot electronic, dar o claritate adițională procesul electoral, organizării procesului electoral peste hotare trebuie de adus. Și dacă legislativul care își încheie mandatul n-a avut timp să o facă pe parcursul pandemiei, n-au fost circumstanțe obiective suficiente pentru el să adopte reguli, să adapteze regulile la situația de pandemie, poate următorul legislativ va găsi timp în următorii 4 ani să adapteze sistemul electoral. Să-l facă mai sigur, cu mai puține riscuri și mai comod pentru cetățeni care vor să participe la vot, care să semnaleze acest interes de Este tare mult, domnule Revenco. Acum aș vrea să continuăm, de fapt, un aspect, să continuăm discuția pe baza unui aspect menționat domnul Revenco, și anume acest contestări care a fost adresate la Curtea de Apel din partea anumitor concurenți electorali. Aș dori să întreb pe Elena în acest context, în baza, practic, Curtea de Apel va trebui să ia o decizie în baza cadrului legal care există în acest moment, dar care este destul de
destul de amplu, în sensul în care nu menționează foarte clar, așa cum a menționat și domnul Revencu, care este ponderea celor trei criterii, cum ar trebui ele să fie măsurate, în sensul în care să ne ofere la sfârșit niște date și nu există decizii arbitrare în acest sens. Și întrebarea mea pentru Elena ar fi, de fapt, care este sau care ar putea fi rezultatul acestor contestații și, în special, ce modificări sunt necesare pentru ca această pondere să fie atribuită și cum ar trebui ea să fie gândită pentru a reflecta cât mai exact numărul necesar de secții de votare. Mulțumesc, Mihai. Nu cred că sunt eu în poziția judecătorilor, nu aș vrea să fiu în poziția lor atunci când vor fi judecate aceste, sau sunt judecate aceste sesizări. Dar iarăși revenim la cadrul normativ și cadrul legal. Faptul că până în prezent în codul electoral nu sunt expres descrise cum sunt utilizate aceste trei criterii, este o problemă. A fost o problemă și la legile prezidențiale, însă atunci Comisia Electorală Centrală a utilizat un algoritm, deci le-a aplicat în baza unui algoritm, alocându-le fiecărui criteriu pondere egală și într-un final a adoptat decizia de deschide 139 de secții de votare, deci a existat un precedent. Ne așteptam ca și la acest scrutin, Comisia Electorală va utiliza acest precedent, această practică pe care a aplicat-o anul trecut, se va ține cont exact de aceeași și respectiv, dacă ar fi fost utilizate informațiile noi din cele două criterii, înregistrarea prealabilă și prezența la vot, am fi obținut într-un final un cu totul alt număr de secții de votare deschise peste hotare. Comisia Electorală Centrală, deci aici nu, deci din motive neclare, nu a ținut cont exact de același precedent pe care tot el l-a creat anul trecut. Și aici voi reveni la ceea ce a zis și domnul Revencu, la demersul pe care el l-a formulat mai înainte, că este necesară o revizuire a codului electoral și nu doar la capitolul celor trei criterii, dar este o revizuire amplă a acestui cod. Se cunoaște că există în Parlament deja de mai mult de un an proiectul 263 privind modificarea, îmbunătățirea codului electoral și sper foarte mult că concurenții electorali care acum inclusiv cei care contestă la Curtea de Apel decizia Comisiei Electorale Centrale, atunci cei care vor ajunge în Parlament își vor aduce aminte de situația respectivă și vor procede fără întârziere la îmbunătățirea codului electoral, la discutarea publică a celor trei criterii și a modalității, deci a unei modalități mai corecte de identificare a numărului secții de votare și alocației secțiilor de votare peste hotare. La fel, cred, doresc foarte mult, sper că acești concurenți vor promova și în Parlament ideea introducerii mecanismului de vot alternativ, așa cum au inclus-o mulți concurenți electorali în platformele lor electorale. Sper că nu vor uita despre aceste promisiuni când vor ajunge în accede în Parlament, pentru că, indiferent cum vom aplica noi cele trei criterii, noi nu vom putea să creăm secții de votare, să asigurăm dreptul electoral al tuturor, fiecărui cetățean moldovean aflat peste hotare. Deci este imposibil să deschizi secții de votare pentru toți. Și aici, chiar și acel al treilea criteriu, prezența la vot, tot nu oferă informații exacte, pentru că dacă să judecăm din punctul de vedere al exactității, nici prezența la vot din alegerile prezidențiale nu reflectă cu adevărat numărul de alegători care ar fi dorit să participe și care n-au putut să o facă din cauza că s-au epuizat buletinele de vot la cele 11 secții de votare. Deci prezența, în mod ideal, ar fi trebuit să fie mult mai mare. De aceea, deci, cumva, îndemnul și mesajul coaliției va fi după alegeri către legislativ să purceadă fără tăgadă la modificarea, la revizuirea și îmbunătățirea codului electoral și examinarea introducerii metodelor alternative de vot pentru cetățenii Republicii Moldova.
Mulțumesc tare mult, Elena. Eu o să revin la domnul Berlinski cu o întrebare care cumva este conexă subiectului nostru, ce țin de organizarea procesului de vot în diasporă. La alegerile anterioare, Comisia Electorală Centrală a aprobat o hotărâre privind restricționarea transportării organizate alegătorilor în ziua alegerilor, care din mențiunile domnului Cimil s-a aplicat și pentru, votul în diasporă, pentru participarea alegătorilor la vot în diasporă, doar că aici apare întrebarea cum pot organele noastre să monitorizeze acest proces atâta timp cât nu dispun de capacitatea de a face acest lucru. Și după alegeri am observat de fapt că au existat diferite acuzații din partea concurenților electorale, în special, că ar fi fost transportați alegători și în afara teritoriului Republicii Moldova la urne. Întrebarea mea către dumneavoastră este, în acest caz, dacă se discută pe platforma CEC-ului despre aprobarea unei asemenea hotărâri și cum ar trebui ea alcătuită în așa fel încât să fie reglementată cu exactitate spațiul asupra cărora se aplică prevederile acestea pentru a nu exista interpretări și cumva comentarii ulterior. Da, mersi mult de întrebare. Într-adevăr, la data de 20 octombrie 2020, Comisia Electorală Centrală, prin hotărârea 4390, a încercat cumva să reglementeze acea transportare de alegători. Menționez faptul că dacă inițial acea hotărâre era menită anume să reglementeze transportarea alegătorilor cu domiciliu din stânga Nistrului, ea în genere a fost aplicată chiar și la nivel național. De ce? Fiindcă noi am avut în trei localități, unii din lipsa sediului corespunzător în localitățile respective, nu au fost deschise secții de votare. Respectiv, în acele localități, autoritatea publică locală de asemenea a organizat transportarea alegătorilor pe o distanță de circa 3 km ca să meargă la secție de votare. Ea a fost destinată pentru tuturor participanților. Corect ați menționat dumneavoastră că în afara țării, Comisia Electorală Centrală sau organele statului Republica Moldova nu are capacitatea de a monitoriza implementarea acelei hotărâri. Partea ce ține de teritoriul țării, din câte cunoaștem noi, cu suportul colegilor noștri din cadrul Ministerului de Interne, cât și cei de la siguranța transportului, cât de cât a fost posibil implementarea acesteia, monitorizarea și asigurarea respectării acelei hotărâri. La moment sunt deja câteva discuții referitor la oportunitatea aprobării unei asemenea hotărâri în redacția în care poate fi aplicată pentru toate secțiile de votare care sunt deschise în acest scrutin, nu doar cele pe teritoriul țării. Deja draftul final și decizia finală urmează să îi aparține Comisiei Electorale Centrale, mă refer la cei nou membri de cadrul Comisiei. Mersi tare mult. Din păcate, domnul Revenco va trebui să plece un pic mai devreme și pe această cale vreau să-i mulțumesc pentru participare la discuția de astăzi. Noi vom continua însă discuția și o să vă rog ca în partea finală, de fapt, a dezbaterii, să ne referim poate la unele concluzii și unele mențiuni legate de organizarea procesului de vot, propriu-zis în ziua alegerilor, bune practici eventuale pe care am putea să le preluăm la alegerile prezidențiale pentru ca alegătorii să înțeleagă mai bine care sunt secțiile unde există aglomerații și unde ar putea eventual să se direcționeze pentru a nu sta la coadă atâtea ore cum a fost anterior. Elena, dacă da, o să începem cu tine dacă poți să te referi în 2-3 minute la aceste aspecte. Cer scuze. Păcat că a plecat domnul Revenco, pentru că posibil că eu ar fi răspuns la întrebarea respectivă mult mai bine, pentru că Ministerul Afacerilor Externe a avut experiență foarte bună, pozitivă din alegerile scrutinul prezidențial.
o practică care a fost apreciată inclusiv și de reprezentanții noștri din diasporă și practic i-a ajutat foarte mult pe unii să nu stea în cozi la anumite secții de votare, ci să se redirecționeze către alte secții de votare, este faptul că Ministerul a plasat pe paginile web ale misiunilor diplomatice, a plasat cu regularitate în ziua decilor în turul 2 de scurtin, dar și în turul 1, informații despre numărul buletinelor de vot care au fost, sau numărul alegătorilor care și-au exercitat dreptul de vot la o anumită secție din țara respectivă. Această informație a fost foarte, din câte știu, foarte utilă pentru reprezentanții diasporei, pentru că judecând după viteza sau după cantitatea de buletine care este accesibilă, puteau să aleagă să voteze la o secție de votare mai apropiată. Cer scuze, e un sunet direct. Eu, din câte cunosc, Ministerul va continua să această practică și la alegerile parlamentare din acest an. Deja am auzit ce a spus și domnul Berlinski, și Cecul s-a oferit, s-a promis că va prezenta o anumită informație legată de epuizarea buletinilor de vot. Ce ține de coaliție și de organizațiile membre ale coaliției, noi vom încerca să informăm prin intermediul rețelei de socializare cât este posibil despre locațiile secțiilor de votare, despre în fiecare din cele 38 de țări unde a fost deschise, unde vor fi deschise secții de votare, despre modalitatea de vot, documentele care sunt valabile, care pot fi utilizate pentru a vota și multe alte detalii utile pentru alegători. Da, într-un final aș vrea să menționez, chiar că o să-mi pare rău dacă n-am spus asta, eu mi-aș fi dorit foarte mult ca membrii CEC să fie avut timp și curaj să participe la această discuție și să nu o lase domnul Berlinski să răspundă pentru deciziile neinspirate, așa puțin spus, ale lor și hotărârile pe care au adoptate din 5 și din 8 iunie. Mersi, Elena, tare mult pentru participarea la discuții. Dumitru, de fapt, aceeași întrebare, o să te rog să te referi și tu la aceste aspecte. Da, faptul că să avem informații cam câte numere de buletine au fost epuizați sau au mai rămas, este crucial. Desigur că ar fi cea mai bine să fie pe site-ul, probabil, acela check-ului, pentru cumva înregistrarea prealabilă, de exemplu, am învățat lumea să meargă acolo, să uite cum numerele se actualizează mereu. Dar, da, să fie o informație cumva actualizată la fiecare oră e foarte, foarte bine. A doua, mesajul meu e totuși că cozi, probabil că vor fi mai puține, da, dar oricum e vară, cred că o să fie mai dificil să stai în coadă chiar să cele două ore și cumva ar trebui să inventăm acele instrumente de gestionare a cozilor. A Londra noi am încercat să dăm niște bilețele de ordine, cumva a funcționat, după aia nu prea a funcționat, dar e cam dificil. Mi-aș dori într-o zi cândva să găsim și soluție tehnică împreună cu CEC, poate cu MAIEC sau cu agenția de guvernare electronică, în care tot putem să avem un număr de coadă electronică, astfel încât să nu fim nevoiți să stăm la coadă. Și sigur că promisiunile politicienilor de a livra acel vot alternativ să fie implementat. Cum spunea domnul Botan acum câteva zile, că de fapt doar vreo 30% din promisiunile politicienilor sunt îndeplinite pe parcursul când sunt la guvernare în Parlament. Așa sper că votul alternativ va fi în acele 30% măcar. Și cam atât. Și alt mesaj e că, uite, chiar dacă suntem supărați pe anumite decizii, nu ar trebui să răsfrângem această răutate sau această supărare pe anumite funcționarii a biroului electoral. Ei sunt acolo doar să ne facă viața mai ușoară și nu sunt ei vinovați pentru faptul că nu sunt mai mult cabine de vot, de exemplu. Mersi, Dumitru.
Înainte de a oferi cuvântul de încheiere domnului Berninski, l-aș ruga să se refere și la, poate cumva, demitizarea unor inițiative, petiții lansate, inclusiv de concurenții electorali, care au cerut acum câteva zile, două zile de vot în diasporă sau alte aspecte care nu sunt relevante la ora actuală. Și cumva aș dori poate să informăm pe această cale și alegătorii care sunt aspectele care pot fi sau care mai pot fi modificate, puse în aplicare la ora actuală și unele cerințe care vin în acest moment, dar care nu mai pot fi schimbate din cauza prevederilor legale și a inexistenței unui parlament care să facă acest lucru. Da, mulțumesc mult. Deci, rugămintea mea către alegători este să se informeze doar de pe site-urile oficiale ale Comisiei Electorale Centrale. Vreau să reamintesc, site-ul oficial al Comisiei este www.cep.md. De asemenea, mai avem o pagină de internet care este destinată doar pentru alegătorii din afara țării. Este vorba de acea pagină de internet diaspora.cep.md. Rugămintea este că doar din aceste pagini oficiale să se informeze. Referitor la timpul votării și actele în baza cărora un alegător aflându-se în afara țării în ziua votării, timpul votării este de la orele 7:00, orele 21:00, ora locală a statului, a orașului în care se află. Eu fiind în afara țării pot să mă prezint la secția de votare având asupra mea următoarele acte de identitate. Este vorba de cel pașaport al cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv și cu termen de valabilitate expirat. Deci dacă am un pașaport expirat, de asemenea pot să mă prezint la secția de votare și o să-mi se acorde dreptul de vot. Suplimentar, pe lângă pașaport, dacă dețin buletinul de identitate, dar aici un pic atenție, el este necesar să fie termen de valabilitate. Deci buletinele de identitate expirate nu pot fi folosite în exercitarea dreptului la vot. Buletinul de identitate cu fișa de însoțire este necesar să am asupra mea. Și de asemenea un alt act care, bun, din experiența mea, nu știu dacă el a fost utilizat vreodată, este vorba de cel livret de marinar. El se regăsește la articolul 53, alinea 3, ca un act care poate fi utilizat. Mă rog, dacă cineva deține un livret de marinar, de asemenea poate să se prezinte la vot, să își exercite dreptul de vot. În final, încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru această masă rotundă organizată. Repet mesajul care l-am spus anterior, calitatea unui proces electoral depinde de implicarea fiecăruia dintre noi. Mulțumesc și eu foarte mult pentru participare și pentru intervențiile pe care le-ați avut. Sper că am reușit să aducem mai multă claritate cu privire la acest subiect intens discutat în această săptămână, pentru că a existat o felul de încercări de a distorsiona, de fapt, mesajul venit inclusiv din partea anumitor instituții, anumitor partide, concurenții electorale, societate civilă și așa mai departe. Și sper că am reușit cel puțin să explicăm anumite aspecte fundamentale pentru, în special pentru alegătorii din diasporă, direct interesați de miza acestui subiect. Mulțumesc în același timp partenerilor noștri, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, Comunitatea Dr. Vot, Realitatea Live și Privesc.eu pentru transmisiunea în direct a acestei discuții. Mulțumesc și partenerilor noștri de la Fundația Hanzadel pentru că susțin evenimentele organizate în cadrul acestui format și cu siguranță ne vom auzi în următoarele săptămâni cu alte evenimente dedicate subiectelor de actualitate, poate chiar inclusiv asupra organizării proceselor electorale, organizării alegerilor din 11 iulie curent. Mersi tare mult, vă urez o zi bună și mult succes în organizarea sau monitorizarea alegerilor din iulie curent. Mulțumim!